Astăzi, filiala Nord a Bibliotecii Municipale Megidia a primit vizita unui oaspete de seamă. Eurodeputatul Renate Weber a cunoscut aici o parte dintre voluntarii care zi de zi dezvoltă proiecte destinate comunității locale. Alina Valentina Ocheană, cea sub bagheta căreia se desfășoară toate activitățile din cadrul bibliotecii, a fost gazda evenimentului. Declarată bibliotecara anului în anul 2013, Alina Ocheană i-a prezentat doamnei Renate Weber toate proiectele pe care instituția le derulează, pornind de la campania de conștientizare asupra prevenirii cancerului de sân, proiectul Raftul cu inițiativă din care biblioteca face parte la nivel național, precum și atelierele de origami, poveștirile digitale, cursurile de alfabetizare digitală pentru seniori, orele de lectură pentru copii care fac parte din medii defavorizate și evenimente ca Biblioteca Vie, unde oamenii au putut interacționa cu cărți vii. Astăzi au pășit la noi în bibliotecă doamna Renate Weber, eurodeputat, și reprezentanții Bibliotecii Naționale a României, care au dorit să afle mai multe despre proiectele pe care le derulăm noi în bibliotecă pentru a veni în sprijinul comunității locale. Renate Weber s-a arătat vădit, impresionată de cele prezentate la Megidia prin prisma faptului că bibliotecile au devenit spații vii, adevărate centre comunitare unde oamenii pot interacționa, seniorii au acces la informație digitală, iar copiii defavorizați primesc o șansă la educație. În același timp, programul dedicat conștientizării asupra prevenirii cancerului de sân a emoționat-o pe Renate Weber. Am venit aici, de fapt, așteptându-mă să găsesc ceva interesant, dacă întotdeauna, când lucrurile sunt cu adevărat făcute din suflet, ceea ce găsesc întrece cu mult așteptările pe care le-am avut. Deci eu nu m-am așteptat să văd o activitate atât de diversificată. Știam de grupul de suport pentru persoanele care au fost diagnosticate cu cancer mamar, dar și pentru conștientizarea prevenirii acestei boli, dar nu știam, de exemplu, de implicarea voluntarilor de o asemenea manieră, și implicarea lor nu este numai în această activitate, ci foarte multe alte activități, multe care țin de folosirea calculatorului, a internetului, de programele lor, de exemplu, de a-și alfabetiza bunicii în folosirea calculatorului. Deci, mi se pare că este o bibliotecă extrem de plină de viață, foarte vie, cu multe proiecte, și sper din suflet ca lucrurile astea să continue, pentru că eu cred că faptul că biblioteca astăzi joacă rolul pe care, în mod normal, un centru comunitar ar trebui să-l joace, este extraordinar de important. E nevoie și de oameni inimoși de aici, e nevoie și de susținerea autorităților locale, dar e nevoie și de implicarea comunității în general. Și aici văd că lucrurile, într-un mod firesc, așa s-au îmbinat toate și au ajuns să aibă astfel de programe foarte frumoase. La întâlnire au fost prezenți și primarul Marian Iordache și consilierul local Daniela Daniel, care au fost mereu alături și au susținut proiectele inițiate de Alina Ocheană. Ca de obicei, bibliovoluntarii megidieni au fost prezenți și astăzi ca în toate proiectele importante care se desfășoară în instituție. Mie îmi place și să fiu voluntar și cred că îmi place să mă și implic. Îmi place să lucrez cu copiii de la Biblioteca Municipală Filiana Nord, cu voluntarii de aici. Sunt proiecte interesante, nu particip la toate, dar cred că am învățat alături de ei ce înseamnă voluntariatul mai mult decât știam poate până acum. Vizita eurodeputatei Renate Weber la Megidia face parte dintr-un program de vizite în bibliotecile publice din țară, o inițiativă a Bibliotecii Naționale a României în colaborare cu programul Biblionet.